în 2021 nu m-aș mai sfătui foarte tare să urmez o carieră artistică. La el în casă i-am cunoscut pe Gelu Colceac, pe Gabriel Iencer, pe Ioana Crăciunescu. Eu nu cânt pe versurile mele decât foarte rar. Poezia clasică și modernă, fie că e românească, fie că este străină, are mult mai multă esență decât ceea ce fac eu. Și s-a ales praful de tot spectacolul. Numai lucruri serioase nu mai puteam spune în spectacolul ăla. Mi-ar plăcea, după, la un moment dat, să se spună: bă, băiatul ăsta a cântat frumos. Bună ziua, domnilor și domnilor, Mihai Căsălean este numele meu și am astăzi alături de mine o legendă a muzicii românești a ultimelor decenii ce nu are nevoie de nicio introducere. Bună ziua, domnule Nicu Alifantis, și mulțumesc că ați acceptat invitația mea. Mulțumesc mult pentru invitație, Mihai, și salutări tuturor celor ce ne ascultă în clipa de față. V-ați născut la 31 mai 1954 la Brăila. Ulterior ați urmat studii muzicale, avându-i ca profesori pe Mircea Florian și pe Johnny Răducanu. Dacă ar fi să vă întoarceți în timp, ar fi ceva ce i-ați spune tânărului Nicu să nu facă? Da, aș mai adăuga însă, înainte de toate, încă un om de suflet și profesor excelent pe care l-am avut, se numește Adrian Enescu. Din păcate nu mai este printre noi, Dumnezeu să-l odihnească. Iar dacă ar fi să stau de vorbă cu mine acum, cu cel de atunci, la noi e și mai simplă chestia asta, pentru că geamă în fiind, atunci comunicarea între cele două euri ale mele se face mai lesne. Deci, ce aș spune? Aș spune că acum, în 2021, nu m-aș mai sfătui foarte tare să urmez o carieră artistică, pentru că nu mai e pe sufletul meu. Iar adunat așa în ceea ce se întâmplă prin prejur în breaslă și în domeniul artistic și cu ce se prefigurează pentru viitor, recunosc că parcă nu m-aș mai îndemna să urmez această carieră. În universul acesta infinit, toate au un început, precum spune Eminescu în scrisoarea întâi, dar deodată un punct se mișcă cel din tâi și singur, iată-l, cum din caos face mumă, iar el devine tată. Care a fost momentul, acel punct, în care v-ați dat seama că vreți să cântați? Cum a început cariera dumneavoastră muzicală? Eu am început pe vremea când eram elev în liceu, din anul întâi de liceu. Exista un cerc de teatru la Brăila. M-am înscris la acel cerc de teatru și acolo am prins gustul din ce în ce mai tare al cântecelor, al teatrului. Și pot să spun că am fost un mare băftos, că am ucenicit în Teatrul Maria Filotti. Ucenicia n-am făcut-o acolo și am beneficiat de multe, foarte multe întâmplări care m-au ajutat foarte tare să înțeleg ce înseamnă cariera artistică, cum se clădește ea și cum pui piatră peste piatră pe temelie și mergi mai departe. Deci lucrul în teatru pe mine m-a ajutat foarte tare. Am început deci acolo la Brăila și am continuat apoi cu munca în teatru, ani și ani de zile, activitățile mele artistice fiind două principale. Și încep cu ea pentru că ea a fost prima, compoziția de muzică de teatru, și apoi urcatul pe scenă în calitate de solist și instrumentist. Astea două au mers în paralel, din 73 până astăzi, pentru că debutul meu ca și compozitor de muzică de teatru și ca interpret s-a întâmplat în 1973. În 73 exista o emisiune a televiziunii care erau itinerantă, căutau talente locale în diverse orașe, au ajuns și la Brăila, se chema Teletop emisiunea, era făcută de Simona Patraulea și Sorin Grigorescu. Și ei m-au găsit atunci la Brăila și așa a început totul. Am luat concursul ăla, era o emisiune concurs, trebuia să stai 3 ediții
în top la votul publicului și practic așa a început. Apoi, sigur, am intrat în ale vieții cu armată, cu drumuri, cu căutări, foarte multe căutări și așa mai departe. În anul 1974 ați intrat în cenaclul Flacăra. Cum a început această colaborare? Ce v-a determinat să aderați la acest grup? Eu eram într-o gașcă atunci de actori și regizori, unul mai important ca altul, respectiv Alexandru Tocilescu. La el în casă, el era un bun prieten al meu atunci, pentru că lucrasem deja două spectacole cu Toca. La el în casă i-am cunoscut pe Gelu Colceac, pe Gabriel Iencer, pe Ioana Crăciunescu și pe Ștefan Slobod. Acest prim pas în Cenaclu Flacăra s-a întâmplat undeva într-o seară de septembrie anului 1974 la Teatrul Ion Creangă. Așa am început să-mi caut și să-mi găsesc prieteni din lumea artistică și de atunci am rămas prieten cu Vintilă, cu Baniciu. Flacăra a însemnat, practic, debutul se întâmplase, așa cum am spus, dar marea afluență de public de care am beneficiat s-a întâmplat, de fapt, la Cenaclu Flacăra, pentru că fluxul era din ce în ce mai mare de spectatori la Flacăra și așa am reușit să capăt experiență, să stau lângă niște oameni și să cunosc niște oameni deosebiți, cu unii am rămas prieteni până în ziua de astăzi și lucrurile așa din aproape în aproape, rostogolindu-se, s-a întâmplat precum bulgărele de zăpadă când o ia la vale și tot crește, crește, crește. Așa am crescut și eu, iar experiența Flacăra a durat până în 80, când m-am retras din cenaclu, pentru că nu mai puteam face față ritmului de lucru. Între timp, din 79, mă angajasem la Teatrul Mic și mi-era din ce în ce mai greu să mă împart între cele două instituții, respectiv Teatrul Mic și Cenaclu Flacăra. Dumneavoastră aveți câteva piese pe versuri de Nichita Stănescu, precum În dulcele stil clasic, Ce bine că ești sau Emoție de toamnă. Cum v-ați orientat spre acest poet? L-ați cunoscut personal? L-am cunoscut pe Nichita, e adevărat, destul de târziu, cu un an înainte să ne părăsească, dar s-a creat un flux instant între noi. A fost o relație foarte frumoasă și deosebit de plină de afecțiune. Sigur că în clipa în care l-am cunoscut pe Nichita în casă la Florin Zanfirescu, la actorul Florin Zanfirescu, știam cine e Nichita, cât de mare poet este, ce poezie uriașă scria, dar acolo, în seara aia, în noaptea aia, pentru că a fost o noapte extrem de lungă și foarte frumoasă, atunci am descoperit omul Nichita Stănescu, care era un om de o generozitate și de o căldură sufletească deosebită. Asta a fost. Apoi, poezia lui, sigur că s-a întâmplat să vină de la sine și să se nască acele cântece pe versurile lui pe care le-am făcut. Nu știu de ce, nu mi-am propus niciodată. Uite, aleg o poezie de Nichita și încerc să fac un hit din ea sau să fac un cântec care să stea bine pe picioarele lui. Nu mi-am propus asta, de fapt, cu niciun poet pe care l-am cântat. Iar cu Nichita în mod special n-am făcut lucrul ăsta. Cântecele au venit de la sine, s-au născut. Aici, ca să înțelegeți voi foarte exact, eu nu cânt pe versurile mele decât foarte rar și sunt doar câteva cântece pe care le-am scrise pe textele pe care le-am făcut eu. Pentru că am fost convins întotdeauna că poezia clasică și modernă, fie că e românească, fie că este străină, are mult mai multă esență și e mult mai profundă și mult mai de calitate decât ceea ce fac eu.
Și așa am ales să fac cântece pe versuri ale diversilor poeți și am rămas fidel acestui lucru și cred în continuare foarte tare. Dar ca să se întâmple un cântec pe versurile unui poet, lucrurile trebuie să se nască dintr-un numitor comun care trebuie să apară între ceea ce spune poetul în poezia lui și cum și în ce fel interpretez eu cântecul care să sublinieze și mai tare ideea poetului și e obligatoriu să mă regăsesc în ceea ce gândește el acolo în poezia sa. Dacă se întâmplă acest numitor comun, se poate naște un cântec și lucrurile sunt foarte simple, aparent. Sigur că nu vă ascund, eu cred foarte tare, e o credința mea veche, cum că muzica unei poezii se află deja în poezia respectivă, din ritmul versurilor, din jocul de cuvinte, din metafore, din tot ceea ce poetul a gândit și și-a exprimat sentimentele când a scris o poezie sau când îi scrie poeziile, lucrurile, muzica există deja acolo. Dacă îl ascultați, de exemplu, pe Nikita spunându-și versurile, o să vedeți că are un stil de incantație cu totul și cu totul deosebit, de o cursivitate și de o muzicalitate specială. La fel vă sfătuiesc și cred că se găsește pe YouTube să îl ascultați pe Leonid Dimov. Există un audiobook scos de Casa Radio cu versurile sale, spuse de el. La fel, avea o voce frumoasă, își spunea cu atâta firesc și cu atâta patos poezia, încât era absolut fascinant. Există lucrul ăsta. Poeții spun totul altfel poeziile decât le spun diversi actori. E greu de spus, pentru că atunci intervine acea implicare personală a actorului în felul în care vede el și gândește ceea ce a spus poetul în versurile sale. În continuare urmează nelipsita rubrică 5 întrebări, o rubrică menită să ajute oamenii să-l cunoască mai bine pe omul din spatele artistului. Prima întrebare, ce vă place să faceți în timpul liber, dacă aveți așa ceva? Da, îmi place să fac orice altceva decât muzică, pe care o fac foarte mult. Și atunci, sigur că de un an și ceva încoace, în situația în care am fost și suntem încă, lucrurile nu sunt foarte vesele. Am trebăluit pe lângă casă, am stat mai mult de vorbă cu familia, ne-am cunoscut mai bine, în ciuda faptului că ne știm de ani și ani de zile. Am mai grădinărit, am mai făcut ordine prin arhive, prin ceea ce am în calculator și prin depozitul meu de amintiri și tot așa. Adică, cum să zic, ideea că Alivantis ar fi ceva altfel în timpul lui liber, nu. Alivantis e un om ca oricare, ca tine, ca mulți alții, trăim și ne bucurăm de viață cât mai intens cu putință. Ce calități trebuie să aibă o persoană pentru a vă deveni prieten? În primul rând să fie sincer, în al doilea rând să aibă coloană vertebrală, în al treilea rând să fie un om cu foarte mult umor, îmi plac oamenii cu umor, în al patrulea rând să fie un om cu care să pot avea puncte comune de discuție, de referință, să ne placă nu neapărat același film sau aceeași carte, dar să ne placă să mergem să vedem un film sau să stăm acasă să vedem un film bun, să citim o carte, să schimbăm o vorbă despre diverse lucruri care sunt interesante și importante în ziua de azi. Aveți vreun obicei care îi enervează pe alții? Foarte multe, cum să nu? Sunt un bătrân ciufut și e normal să enervez foarte multă lume. Da, am.
am, ca orice om, nu poți să ai numai bunele, ai și pe alealte. Care este, dacă este, procesul prin care creați cântecele? Procesul nu este unul extrem de sofisticat. Sunt adeptul cântecelor care trebuie auzite. Și atunci, ca să fie auzite, trebuie înregistrate, trebuie promovate, trebuie adunate la un moment dat pe un album și așa mai departe. Deci, lăsând deoparte faptul că am un program de lucru și o strategie, care e a mea și o urmez de ani de zile și văd că a fost ok în ceea ce mă privește. Da, asta există, dar nu există o rețetă, un program special de lucru. Dacă am chef astăzi, pun mâna pe chitară, dacă n-am chef, nu pun mâna pe chitară, dacă pun mâna pe chitară, o fac strict pentru un exercițiu sau dacă nu, încep să mă joc și să caut teme, idei, să văd ce mai e prin creierașul meu. Din aceste jocuri într-o bună zi, nu știm care e aia niciodată, se naște un cântec, pentru că am pus ochii pe o poezie care mi-a plăcut și cum nu-mi place să forțez uși deschise care se pot deschide singure, îi aștept să-i vină rândul. Există poeți pe care îi citesc și iubesc foarte tare, cu mare plăcere îi citesc și nu am reușit să le pun pe muzică nicio poezie. Cum există alți poeți ale căror poezii parcă vin așa de pun piedică și spun hai, pune-mă pe note că e momentul. Sunt momente care vin. Și a cincea întrebare, pentru ce v-ar plăcea să își amintească lumea de dumneavoastră? Pentru ce? Pur și simplu pentru muzica mea, pentru că asta fac, în asta cred, asta iubesc foarte tare, asta am ales și mi-ar plăcea după, la un moment dat, să se spună, bă, băiatul ăsta cânta frumos. Uite, neanicul ăsta făcea niște cântece frumoase. Faptul că lumea te ascultă după un timp de, e un semn că ești pe drumul cel bun și atunci eu am hotărât cu mine, stând de vorbă în toți acești ani, să nu mă abat de la poteca asta pe care mi-am bătătorit-o și să-mi fac cântecele așa cum cred eu, fără să țin cont că există o modă muzicală sau e un gen de muzică mai gustat decât altul și mai cumpărat decât altul. Nu mă interesează lucrul ăsta. Eu cred că oamenii care ascultă Alifantis ascultă pentru că le place și pentru că îmi dau un gir și îmi dau încredere și că m-au investit cu ceea ce se numește generozitatea lor în a mă urmări și a fi cu ochii pe mine și pe muzica mea. Deci dacă va fi și va fi într-o bună zi, mi-ar plăcea să spună despre mine că Alifantis a făcut o muzică bună. Ne apropiem de final, însă înainte să încheiem, v-aș ruga să ne împărtășiți una, două întâmplări din viața de muzician care stau la loc de cinste în inima dumneavoastră. O, Doamne, sunt atât de multe, Mihai, că mi-e greu să aleg în clipa asta ceva. Ce să zic, cele mai vesele spectacole pe care le-am avut s-au întâmplat într-o formulă foarte haioasă și o formulă la care eu țin foarte tare și sper să mai avem ocazia să ne adunăm împreună. E vorba de formula celor patru corifei din care fac eu parte. E domnul Mircea Vintilă, domnul Alexandru Andrie și domnul Mircea Baniciu. E, concerte mai vesele decât astea nici că am trăit în viața mea, pentru că ne facem tot felul de surprize, farse, giumbușlucuri. Tonusul în spectacolul ăsta e unul mai mult decât pozitiv și ce să zic, hai să spun doar așa, una de mi-a venit acum la îndemână. La un moment dat la Teatrul Tănase eram cu Andrieș
și fără ceilalți doi, eram doar cu Andrieș și i-am făcut cadou. La intrarea în teatru era o pisică care tocmai avea niște pui foarte micuți, vreo 6 pui, am făcut un cornet uriaș și dintr-un afiș, am băgat pisoi acolo și i-am făcut cadou cornetul ăla pe scenă. Îți dai seama că pisoi au sărit din cornet în brațele lui Andrieș și de acolo pe scenă și s-a ales praful de tot spectacolul. Numai lucruri serioase nu mai puteam spune în spectacolul ăla. Asta e o întâmplare. Și ca astea au mai fost, sigur, nu vin mie în minte acum, pentru că au fost multe și foarte frumoase.